voastră. Și ce alegeri faci în bugetul care îl ai, indiferent că ați menționat vreodată o bursă sau un buget pe care l-ați avut într-o agenție sau într-o companie, este despre unde pui banii ca să obții cel mai bun rezultat. Și despre asta am vrut să răspund legat de nice to have. E într-adevăr, dacă ai avea un sac fără fund din care ai putea să alimentezi tot timpul investiția, într-adevăr putem să investim și în story-uri. Iar ca să-i răspund lui Arnor legat de partea scurtă și memoria scurtă, noi ca și oameni este o chestie biologică, noi avem memorie scurtă și memorie de durată. Story-urile sunt pentru cei care într-adevăr alocă și este pentru o memorie scurtă, postările sunt pentru... și această memorie scurtă este o memorie mai mult în zona celor care nu acordă atenție foarte mult și dispare imediat. Este o memorie electrică, este o chestie biologică pentru noi oamenii, iar memoria pe termen lung este o memorie chimică de care noi ne aducem ulterior aminte, iar din punct de vedere a unui brand sunt statistici care demonstrează că un consumator, ca să vă cumpere produsul, trebuie să aibă un 3 plus reach în marketing. Ce înseamnă acest lucru? Trebuie să se întâlnească de minim 3 ori cu mesajul și cu brandul, ca în proporție de 60% să ia decizia de cumpărare. Deci dacă vreți să investiți ca să vă și cumpere produsul sau brandul de care sunteți responsabili, trebuie să aveți un minim 3 reach pe o perioadă de o lună. Așa ca 60% dintre cei pe care atingeți să vă cumpere brandul. Și mai am câteva beneficii foarte scurte legate de postări versus story-uri. Postările pot primi comentarii, ceea ce sunt indexate și rămân. Story-urile, din păcate, nu pot să aibă acest beneficiu. Iar dacă ești în faza în care ai ratat postarea, nu știu dacă comunitatea îți permiți ca comunitatea ta să piardă această postare. Poți să dai pintul top la Facebook, ceea ce nu este cazul la story-uri, pentru că story-urile vin una după cealaltă și nu poți să le ridici. Iar când navighezi în timeline, un lucru foarte important, la fel pentru brand-uri, poți ajunge, de exemplu, la brand-ul X, în condițiile în care poți să ajungi prin prieteni. Niciodată nu poți să ajungi la un story decât dacă ești prieten cu acea pagină de brand. Iar, strict un exemplu, chiar de săptămâna trecută, din experiența personală, lucram cu un influencer care are peste 1 milion, cel care se încadrează în cei 28 care mi-a prezentat Mugur. Am lucrat, lucrăm de 1 an și jumătate, avem o colaborare pe termen lung și, apropo de story-uri, el are și Facebook și face postări permanente, are și Instagram și folosește și story-uri. Și chiar influencerul ne-a recomandat, apropo de filtre, că noi ne-am gândit să dezvoltăm un filtru astfel încât să fie mult mai engaging, influencerul ne-a refuzat și ne-a recomandat faceți postări versus story-uri pentru că eficiența